Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod aici cu noua mea cucerire. Măi, dar trebuie să-mi spui exact cum să zică, nu-i frumos să zic așa, zdodulici. A? Da, da, Hai, urcă. Urci? Da, da. Care-i treaba cu contul? Dar spune cum să zic. Da, cum vrei tu. Păi cum vreau eu? Cum te cheamă? Spune-mi numele al tău. Ana, Ana. Ana. Când mergem și la niște băieți, la niște prieteni să te prezint. A, ok. Și mergem la o petrecere. Ce vrei tu să faci aici? Să te schimbi? Nu, vreau să-mi fac un comeback. De ce nu vrei să te schimbi? Îți place așa? E ok și așa dacă vrei să stai așa. Păi patata, trebuie să-mi fac un cont bancar. De ce? Păi n-am. Hai că mergem să facem un cont bancar, după care mergem la o petrecere, da? Ok, ok. Ne întâlnim cu mai mulți oameni acolo, adică cu o mare parte cei care au fost acolo. Fata Gina, dacă o știi. Ai văzut-o pe Gina? Era acolo, sub împarcarea de la poliție. Nu ești prea vorbăreaț așa. Mai timidă, mai timidă. Hai că ești timidă. Eu sunt timid, nu tu. Eu sunt rușinos chiar. Hai, nu întoarce aici. Nu te-am întrebat câți ani ai. Auzi? Da, 32, tu? Tu câți ani? Nu vrei să vorbești deloc. Eu nu înțeleg care. Bebe? Da. Nu mă mai auzi? Care-i treaba, mă? Eu de la mine să fie? Mă auzi acum? Hello? Hai după mine încoace. Băieți, bine v-am găsit la un nou episod de 5M. Nu uita să apăsați butonul de like. Și haide să vedem ce... Mă auzi acum? Ana? Unde merg să-mi fac un cont? Dar mă auzi ce zic? Aici, vin aici. Nu mă aude, nu știu care e faza. Ok. Ai reușit? Ha? Nu știu care-i treaba cu asta, poate ne auzim în mașină. Băieți, nu uitați să apăsați butonul de like pentru acest episod de jumecher. Da, Italine, da. Fii atent, o să-ți trimit o locație unde să vii, ok? Cu cine ești acolo? Cu Gina, cu Selena, cu... Ok, ok, ok. Hai, ba, ba. Pa. Gata, mi-am făcut. Mă auzi acum? Da, da. Ah, super, hai să mergem. Mergem direct la petrecere sau vrei să te schimbi? Să mă schimb. Hai să mergem să te schimbi. Sau de fapt, lasă, mergem. Eu zic că găsești ceva acolo rapid, da? Ok. Așa să le pune. Până îmi trimit ei locația unde să merg. Ai bani? Da, da. Hai că te aștept aici, ok? Să nu stai mult cum stați voi de obicei. Ok. Ha.
Gata, mă, Iana. Scuze cum ai așteptat. Da, am intrat tocmai azi pe server și nu mă descurc foarte bine. Am rămas așa. Arăți beton. Mersi, mersi. Hai, urcă în mașină să mergem, că ne așteaptă lumea acolo. Mamă, ce pantofi ai. Italianu. Cât ai stat tu acolo, a venit ăla să mă bată, s-a luat lumea de mine. A, scuze. Le-am zis, nu plec de aici în neam. Ai mai fost la petrecere până acum? Nu. Bine, nu e chiar o petrecere, e o întâlnire așa cu grătar, că nu știu ce am înțeles exact. Haide după mine. Bine, văd aici. Ai făcut treabă. Da, am făcut un pic. Păi, așa ți-am și eu. Ia uite cu cine vine. Ia uite, bă, că vine, ia uite. Și iată-mi care gagică nouă. Ia, fii atent. Să nu-i ziceți că ați luat tot toți. Ia uite, bă, și îmbrăcat-o deja. Oh, dar, bună ziua, da. Să trăiți, ce e așa amuzant? Cine-i domnișoara? Ea este Ana. E Ana? Da, da. Bună, Ana. Eu sunt Gina. Bună, Ana. Eu sunt Dini. Ce hăinuțe are. O pură are aia, eu sunt Alejandro. Ce-ai făcut, bebe? Ce-am făcut? De unde ai adus-o pe doamnă? Păi m-am întâlnit cu ea și ne-am cunoscut și am întrebat-o, vrei să fii iubita mea? Și a zis că da. Mă, dar așa, direct, pe treabă. Nu ți se pare că e cam prea devreme? Păi dacă ea a acceptat, ce mai contează? Ai întrebat-o câți kilometri are la bord? Dar ce mai mașină? Dom'le, trecutul e trecut. Așa este, să viitorul fie într-un ceas bun, bebe. Prezentul. Mulțumesc frumos. Cum o chema, cum o chema? Ana, domnul Ana, o chema. Ana, mă scuzi, Ana. Se vei foarte mult cu verișoara de-a mea, Costela. Da, da, da. Varta aia ta, nu? De la Mioveni, nu? Da, da, da. A venit în seara asta pe aici. A fost pe aici? Da, și da. S-a agățat vreunul de ea sau? Unu? Cam toată secția. Cam toată secția, dar n-are nimic. Păi, dar Italia nu de. Grătar. Scuzați-mă că mă sună cealaltă iubită. Alo, da, Selena? Da, vină până în casă. Ești în casă? Selena nu era, mă, da, geamul ăla, gen de lângă piscină. Mă, dormea, okay, okay, mă, hai dormea acolo pe podea. Haide. Și de ce n-ați zis, mă? Da, eu v-am zis că face Ana. Plotări. Cum adică altă iubită? Păi, cum să zic eu, gen... Ieșeic? Adică nu e chiar a mea, gen. Adică a fost puțin la început și după aia a fost a tuturor. E așa ca verișoara, Costela. Da, Costela. Bă, da, eu, eu sunt mai retardat așa de fel și nu știu cum să intru în casa asta. Ia, vino cu acea cu mine, să-ți arăt eu, vino cu acea cu mine. Știu că nu te-ai supărat. E o sticlă, mă. Nu, nu. Mă bucur. Și voi ce făceați, măi, Gina, pe aici? Ce să facem? Ne bălăceam aici, în piscină. Nu știu ce să zic, suntem patru băieți și... A cui e casa asta? Nu știu, doamne, am venit așa aici. Mă duc și eu până în casă, mă scuzați puțin. A cui e, mă, casa asta? Am închiriat-o. A, am închiriat-o, domnule, auzi. Da, unde e, mă? Dar de ce mergeți pe burtă, domnișoară? Acum eu fi plăcut de ea, că de unde ce ușă are. Pe unde ești în casă? Da, nu mai contează, m-a dat la spital, ce crezi? Ah, ok. Hai că te ajut eu. Stai așa un pic.
Nu, nu. Ok. Băi, barba aia pleca, mă. Dar unde plecați? Stați așa să vorbim și noi ca fetele. Stați așa să vorbim ca fetele. Stai așa să o oră. O ia la, o ia la rus. Aolo. Bă, n-am. Mamă, dar ce te-ai îmbrăcat așa? Sunt în costum de baie. Ce are? Mamă. Sunt urât îmbrăcat, adică... Nu, no, nu, e foarte frumoasă culoarea asta. E doar în costum. Dar de ce m-ai chemat sus aici? Eram pe partea cealaltă, jos. Păi, na. Eram leșinată. De-aia m-ai sunat tu? Da. Și eu care credeam că... Cine știe ce vrei să facem. Aola. Am înțeles. Ești... Hai, jos, în piscină. Nu vrei? Hai, jos, ce să facem. O iau marceala. Am venit și eu cu o fată, m-am împrietenit cu ea. Aola. O cheamă Ana. A, Ana, fata băiat? Da, dragă domnule. Și ce băiat, spuneam? Măi? Nu e cealaltă Ana. Vorbiți voi în ce, mă, că vă auziți până aici. A? Care? Ana aia. Ana Dulce ca bomba. Nu aia, nu aia, nu aia, nu. Ana. Ah, altă Ana. Ana? Da, da. Uite, vreau să o prezint pe Selena. Hai că... Dar cine e fata asta, bă? Bună. E iubita mea, Ana. Bună. Mamă. Băi, 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 dă-te puțin într-o parte așa, frate, să zic și eu o chestie, fără supărare. Stai, fată, liniștită, că iar te neci acolo. Ce spune? Băi, frate, dar trebuie și tu la sără, nu vezi ce gușă are. Fără supărare acum. Păi da, mă, dar ce, eu sunt frumos. Băi, dar prezentabil ești îmbrăcat bine, lanț la gât, ia gușă. Lasă, domnule, că mie îmi place. Nu mai poți să ies. Crezi tu, eu ți-am dat așa o părere. Sper că nu te-am deranjat, adică... Nu, deloc, deloc. Treaba ta, eu aș fi... Eu sunt fleșcă pe ea. Ești fleșcă? Dar când ai cunoscut-o, bebe? Astăzi. Da, nu știu cum faci tu. Măi, Ana, sper că-ți place aici la mă rog, nu e chiar distracție, dar... Vrei să te servezi cu un par de ceva? Nu. Măi, dar unde a fugit Houdini? S-a dus cu Mihai, ne-a Mihai. Și tu ce faci, măi, tine? Mănânc semințe aici la grătar? Păi da. Ce cu e casa asta? Ce vreau să mă abac. E la un prieten, dar meu. Prieten. Mă, mai numai prieteni. Așa, așa, așa. Păi da, cum să... După ce se termină petrecerea, o iau pe Ana și mergem la mine acasă. Ce, mă, că vreau să... Ea e nouă în oraș, vreau să iară și ei casa mea. Păi da. Dau cheile de la casă. Nu vrei să mergi cu mine? Da, da. Păi. Tu știi că eu sunt foarte respectos așa. Pentru că n-am balans să alerg așa. Auzi, bebe. Da? Mă înșel. Poftim? Mă înșel. Îmi faci circul ăsta aici. Da. Cum așa? Nu, lasă vă... Nu mai faci, te rog. Selena, că și tu mă înșel. Da, zic eu, Selena, că te înșel. Eu... Chiar domnul bebea seară plângeați după Selena și acum cu Ana? Păi da... Da, iubita mea Ana. Da. Ce să zic dacă... V-a trecut supărarea așa repede? Unde fugi tu, vino încoa? Sper să nu sară de pe macara, că am mai avut un as. Păi, padineau răsări pe aici de supărare. Că nu mai veniați odată. Da, că nici nu m-o suna sau ce. Ana, vreți un... M-o sunat italianul, m-o sunat Houdini, dar ea nu m-o sunat. Uită-te pe telefon să vezi că te-am sunat. Auzi-o, că mă aude. Coboară, coboară. E aici deasupra. Am înțeles. Tu ce ai de zis, Ana, despre chestia asta? Am înțeles. Da. Ana. Bună poveste. Ana. Da. Hai să vorbim un pic așa. Da, nu știu ce să zic. Mama, uite ce ai făcut, mă, Pepe, m-ai adus ăși deja început să bată lumea. Te-ai pedicat cu unul gura mea? Te-ai pedicat cu unul gura mea, hă? Păi și ce e vina mea dacă... Ia de la poliție, ia vină încoace, vină încoace.
Eu nu mai încoci că iau pe aia până aici. E aia de la poliție, mă. Ideea e că știi ce mi-a făcut? M-a luat așa de braț, că hai cu mine, m-a dus undeva acolo după bloc și... Ți-a arătat cum e viața, a? Exact. Și acum ce să faci? Sunt freșcă după aia. Mă, e cam nebun, eu vezi... Mamă, se bate cu Selena. A, uite, a câștigat prințesa ta. Bebe, vezi că s-a luat Selena la bătaie cu Ana. Mă, dar de ce mă să se bată, mă? Nu știu, nu puteți să iau. Vezi, mă, Bebe, ce ai făcut. Bebe. L-ai luat pe toate. Bebe, da. Du-te și ia-ți cartofa. Am împiedicat fata aia acolo. De ce ați bătut-o, mă? S-a împiedicat acolo și a căzut. Mergeți să faceți ceva cu ea, nu știu. A dus să o iau și plec acasă. Ce-ai făcut de torul? Stai și tu serioasă. A căzut de... Ce râdese, la mă face și pe mine să râd. Aolo! Iubita mea, Ana, ești bine? Aolo! Mama, am Iisus Hristos pe mine, să mă arăfam. Da, eu nu știu ce am pe... Am plecat acasă, că vreau oameni în rei aici. A, da? N-am pomenit așa ceva. Erați foarte bine primiți aici. Nu știe să meargă pe tocuri, domnul. Da, exact. Mamă, așa, așa mă, Iana? Am văzut așa, din senin. O luă pe aici. S-a plinit de rot, o să... Mamă... Stai cu mine. Care mi-a scos mașina afară? Nu știu. Păi de-aia sunt drăguțiu de el, uite-te ce mașină. Da. Uite ce mașină. Bebe! Nu vrei să vin cu tine acasă? Fix, mai stai. Bebe, vezi cum m-a bătut Selena. Nu-i adevărat, fată. Bă, și e adevărat, mă, ce... Băi, stați, mă, nu mai începeți bătaia. Ok, să vezi bătaia acum. Ia uite, domne. Mă, scuze, mi-a scăpat. Aoleu! Intrați-vă, oh, aici, ajută-mă și pe mine, Gina. Salvați-vă. L-a lovit aici pe domnul Bebe. Ia stai să-i trebuie, domnule, și-l domnule Bebe, domne, iartă-mă. Bebe? Cred că tu ești nebună, ce dracu, ești sălbatică? Bă, fiți atenți, mi s-a întâmplat astăzi. Am fost la casă la mine în Sandy și am pus o pizza la cuptor. Da, ăștia grijă de domnul. Stai, mă, ăștia că nu puteți mai acolo? Tot eu am grijă de domnul Bebe, voi stați și vorbiți de pizza aia. Ia, stați așa, mă, că n-a găsit apă sticlă să pună apă în ea. Ia, că-ți dau cu niște beri pe față. Selena, ești prea periculoasă, să mă arăt. Eu nu mai stau lângă... Nici eu. Aola. Păi, care mă tu calcă, mă? Și ce s-a întâmplat aici? Ia uite că s-o trezește, s-o trezește ușor, ușor. Ce facem? Lasă-mă pe asta. Vezi rapăsa ta? Dă-i două palme. Nu îi dau. Ajută-mă să mă ridic. E vina ei, Bebe, că s-a pus în fața, în spatele tău. Bebe, îmi pare rău. S-a pus în spatele tău și am vrut. În momentul ăla ai văzut că a început să dea în mine. Da, tu știu că tu ții cu ea. Mamă, dar ce kilo ți-ai roșii are. Eu zic să băgăm mașină să o ducem aici. Am dreptate. Nu, mă. Tu ții cu ea. Ea, până și mă cătărică dacă tu vorbiți și ceva care cumpără ficate, e lipire astea. Aolo, mi-ai dat mări pumn. Îmi pare rău, dar a fost schide china ei. Că nu cată s-a pus în spatele tău. A început să dea în mine, Bebe, dar învață să meargă pe tocuri, altfel dacă nu e capabilă să meargă pe tocuri, să nu mai stea. Nu te să învăț eu ce e a mea? Păi da, ai zis e iubita mea, o duc acasă. Nu mai e a mea. Vrei să mergi tu cu mine? Învață să meargă pe tocuri. Că văd că e cam împiedicată și să nu mi-o mai aduce aici. Aulă, acum mă cerți? Da. Hai mă că ține caravan. Ține Gina caravan. Dar de ce mă cerți? Păi da. Mi-a zis iubita mea. Păi dacă tu nimic, nimic. Ce? Ține aici, vă flexați aici. Stați în formă de T, hai. Aolo. Nu pot că am din alea. Ți-e rău? Mâini. Te simți bine? Febră musculară. Mamă, ce păr am sub braț. Vrei să te ajut? Cred că o să mă pasez un pic jos. Să vă suni. Un pic, mamă. Nu. Nu se văd. Nu se văd.
gata, haide să, hai să mergem jos. Nu, 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 lasă, lasă. Hai mă, dar nu stai aici pe betonul ăsta. E ok. E supărată pe mine? Noi ne ducem până jos, că am lăsat bicii pe grătar și o să ardă urât. Ok. Haide, ne auzim jos dacă vreți să veniți, dacă nu, discutați aici ce vreți să discutați. Ești bine, fată? Da, cred că m-a dat un pic așa rău. Zi drept, ai rămas fără Xanax. Grasu? Îți va arăsta niște pastile. Da, da. Grasu? Da, frate. Mamă, ce-am văzut, mâncați-aș cura ta. Hai să-mi dai niște pastile. Da, e de acolo și eu. Mai pot. Facem rost. Zici că sunt în vise. Da, stai să-ți trag două parte. Păi, dar ce-i cu voi, mă, leșinați pe aici? Păi, eu am luat mare pumn. Bebe. Da. Eu am văzut ceva foarte... Da, Selena. Da, prima mea iubită. Ia două mână, mă. Adică singura mea iubită. Ca singur. Da. Mă duc să mă schimb. Și-a. Aolo. Sunt fleșcă. Mă simt mult mai bine acum. Eu nu vin cu tine în băie, mă. Hai, bă, nebun. Mai vreau. Mai vorbi așa, calmă, că mă, nu știu, mi se ridică părul pe spate. Îmi pare rău. N-am vrut să te bat, dar ți-ai adus în pidica ta aici. Păi, am crezut că... N-ai văzut ce sălbatică e. Am zis ca să vin și eu cu o fată, să mă dau și eu jmecher. Dar n-ai văzut ce... Păi... Nu vreau să zic că ce greu mi-a fost să ajung până aici. Dar am zis așa să fac și eu o prezență frumoasă. Dacă nu erai tu aici, poate nici nu veneam. Oi, oi. Păi, haide. Hai să mergem și noi jos. Dezbracă-te. Iete, iar te împiedici. Stați așa puțin că trebuie să nășor în mașină. Am luat niște bere de la magazin. A, bună aia. Mici ai luat, ați luat? Am luat mici. Gina? Și am luat niște carne și niște cârnați. Gina? Da. Hai tu până în casă un pic. Hai, fă pe cilea că e ușa. Haideți la crâtă jos. Hai de jos la gata. Hai să uităm ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Mica. Ce s-a întâmplat? Mă, dar acum gluma, glumă, dar are cineva bandaj? Da. Ia, hai să ne vedem jos aici. Italiene, tu știi să faci grătare. Aole, păi dacă îl fac eu, îl ard tot, ești nebun. Bă, și ziceam că îmi scriu și eu în seara asta. Ce scrii? Că îmi scriu și eu în seara asta. Lovește, nici era multă așa, de zi, da. Când scriu hai, și eu, mă, italiene, că... Îți simt și eu fata asta. Lasă că scrii mâine cu Selena. Dar de ce mâine? Astăzi se reprogram cu altcineva? Păi cu mine. Aolo. Mâine vine la tine. Cine, mă? E reset kilometri în fabrică. Cine, mă? Selena, cică. Aolo. Eu o iubesc și ăsta o călărește cum ar veni. E corect așa? O iubesc și eu. Trebuie să mai pun niște mici aici. Ia pune. Băi, vezi cum fac și niște cârnați. Dar unde-i genuța? Băi, îi face la urmă. E în casă cu Selena. Cred că e la bucătărie. Aolo, să nu se păruiască ea. Păi nu, că ele se înțeleg bine. Sincer, eu nici nu mai... Unde era în aia, bă? Nici nu mai am încredere să stau pe lângă Selena, că te trezești cu maxilarul în cum e. Cu ochelarii jos. Da, da, da. Eu spun mai bine să-ți dai ochelarii jos. Tu zici bine ce zici. Deci eu eram întins la pământ și am simțit mare, mare pumn. Am înțeles. Uite, cu Selena vorbește, că ea te-a luat așa bine. Domnul Bebe mai știe de ea. Foarte bine. Bebe, ți-am spus mâine. A, Bebe, dezbracă-te. Că am văzut că s-a împiedicat pe aici, dar cu capul din ghiveci. Vedeți-vă că nu mai iese la suprafață, Selena. Sunt așa singur.
sunteți bine, domnul? Sunt bine, acum ce să zic? Nu știu ce, păreți așa, confuz, debusolat, așa. Păi sunt un pic sincer. Era fata aici, v-ați luat de ea, a plecat acasă, dar cred că. Dar nu ne-am luat bebe! Fată, că nu înțeleg, ce fată a fost aici? Ana. A căzut, nu tocuri. Cine Ana? Mama, Ana... ați văzut pe ăla? Eu știu, singura Ana și nu e aici. Da, și eu. Grazule, ce-ai făcut? Nu, Regina. Poftim? Poftim? Fata brunetă parcă era Ana, nu? Da, da, da. Cu coada aprinsă într-o parte. Mhm. Da, da, da. Ana aia, da. Păcat, n-a venit azi. Da, da. N-a venit? Nu, n-a venit azi. Mamă, dar aveți amândouă cercel în buric. Da, da, da. Giro. Bine, hai, gata, nu mai sta așa, haide. Tu te bre și pune și tu. Dar cum vrei să stau? Eu nu știu să pun cercelul la buric, mi-e frică. Ia să te duc eu. După petrecere, după petrecerea asta ce faci, Serena? A, ce gândesc, nu, nu cred așa ceva. Mă duc să mă spânză. Bă, ajutor, bă, nu mă apășa, mă miri. Ioi. Dar ce-o puțit italianul? S-a curentat, că e electric. Ai băgat mâna la priză? Da, da. Da, să vă puțin că am și un pic de treabă. Hai, du-te, du-te, du-te. Iau semințele până aici. Mai Selena. Mm-hmm. Aolo, am intrat ud în apă. Te schimbi acasă. Grasule! Dacă nu ți-ai luat un costum. Acum, ce ți pot să zic? Sunt fleșcă după hai tine. Hai, dezbracă-te. Haide, hai sus cu toții, hai. Mai. Nu mă dezbrac deloc. Dezbracă-te! Nu că sunt rușinos. Insist. Hai mă. Ce voiam să te întreb? Ce faci după ce plecăm de aici? Păi, nimic. Italianul mi-a zis că mergi la el. Ai, na. La treiul meu, ok? Într-adevăr, o să mă duc să mă schimb, da, da. Tot. La el? Hai! De ce ți-ai lăsat hainele la ei? La ei! Bă, vedeți mă că e bebe acolo. La care toi, e? Gen, și la cine, și la gen, bă, casa bă, lor. Nu e bebe. Băi, săriți în cap. Au ei casă? Bă. Aha. Nu te gândi că ești singură între atâta vorbați. Sunteți gata? Hai, veniți aici pe margini. Eu nu mă duc, mă. 3, da, mă, e urât. 2, 1. Aolea, stai că ăștia sar. Bebe, ai grijă. Aolea, ce bombale. Ăla a sărit peste. Și pantaloni, și Adidas, și că dar nu intra. Dar eu nu vreau să fac baie. Ce-a făcut, mă? Dezbracă-te. Ce-a făcut, ce-a faci? Hai, grasul! Hai, hai, mă! Nu, că mi-e rușine. Da, bine, mă supăr. Ce-ai făcut tu? Haide! A atins un pic faianță. Haide! Uite așa. Clar, grasule, hai, grasule, că a fost ce gras, mă? A, stai bă, este gras. Hai, bebe, și tu că e apă cald. Mai ai la autură. Stai, mă, ce? Hai, mă, de oare, bine. Hai, arunc-o-i. Hai, și tu, Gina, sus. Mamă, ce rupe la semințele. Da, hai, bebe, du-te și tu în apă, ce faci? Da, acum am sărit în apă, din apa mea ești. Hai sus, să ne aruncăm. Ia, stai că încerc să fac ceva, ia stai. Nu, dacă sare așa și o să te prindem cu picioarele aici pe... Grațule! Ia, dam o bandaj? Cred că e bandaj. Mă rog, i-am pus eu câteva bandaje, e buzunar. Bun. Aia zic. Hai, grasule, înapoi sus. Hai, hai să mai duci. O să am și eu soarta hai, lui ăla. Hai. Hai că vreau și eu să sar, mă. Hai, Serena, și tu să sărim de pe casă. Cine-i soarta acum? Luleu, hai, nu mai hai și. Nu, a ta mă referiat acum, nu? Mamea mea. Eu sper să nu. Hai că mai putem să ne urcăm. Stai și dă coșul ăsta mai aici. Hai, mă, că pot. Unde urcă pe acolo? Ei, magie. Alu, cine-i soarta? Ești gata, bebe? Ha?
Ăla ne face filme. Cu Dini. Asta să ne facă poze. Aia nu pot să urcă. Ia-te-o pe Gina, ia-te-o, mom. Hai bă, grasule. Sunteți gata? Vedeți să nu săriți pe leu. E moale oricum. 3, 2, 1. T-ai dus, bebe? Nu m-am dus. Ce mă gândeam că se duce după leu. Ce râzi? Ha. Așa mi-a râs Gina, bine. Bine, Gina. Știi ce face Gina? Ia să vă. Ia mai fă o dată când stau aici în spatele tău. Ia să vă. Hai că văd. Mamă. Stai așa. Am vrut să sar de pe margine în piscină, dar nu merg. Fugi, fugi. Că mă dă un pas de în cap. Du-te, du-te. Uite ce ne arată Gina, mam, Gino. Ce-ai, domne, ești pe legale? Ba, nu mai știu, da, lasă-mă, lasă-mă! Zice, dă bine că-s pe legale. Aolo, e două dimineața, băiți. Uite așa, așa-ți fac. Așa, cum așa? Așa cu toată inima. Aia zic. Hai mă, du-te pe acolo. De ce te-ai machiat așa pe față? Unde să mă duc? Lângă ea, lângă Selena. Păi n-ai că în seara asta, în seara asta ți-o las ție. Păi ea a zis că nu știe nimic despre ce vorbești tu. Aia știe, știe. A zis că e doar în capul tău. E rușine, e rușine. Unde s-a dus? Uite acolo. A zis că vrea să note. M-a dus să mă îmbrac. Damihai, unde ești, mă? Ce faci aici? Uite, mi-a luat tainele pe mine. Înțeles. Tu? Te-ai plictisit? Mhm. Mamă, dar te-ai bronzat bine, nu glumă. Am picat. Poftim? Zic, te-ai bronzat bine. Mm-hmm. Hai, hai acolo. Hai. Haide. Ana, elastic, Nina. Am crezut că o să strănu, băieți, așa mi-a venit să strănu de... Mai eram așa, aaa. Dădeam eu, dar am doar unul și-l folosesc. Că nu că am părut scurt, de-aia nu pot să vezi. Aolo, ce-a pățit, domnule? Hai că scurt e dacă e. Ce-a pățit? Gata, și-a revenit. Mie începe să mi se facă cam frig. Vrei să-ți dau geaca mea? E ok. Mă, că ți-o aud. Ești cam răgușit așa. De ce, ești fleașcă? Pe mine. A, costumă. Hai, stai jos, stai jos un pic să-ți revii. Ce ai, Leo? Eu zic să te bagi acolo în jacuzzi. Cred că-l doare spatele după ce a căzut.
spate, că a dat cu dinții de bordura aia. Mamă, băi, ce somn a luat. Yeah. Bebe, hai cu mine. Nu te uita, Houdini, așa cu invidie. Mai ai unul. E al tău? Da, da. Deschide-l, te rog. E nu-i deschis? Nu știu, nu. Cum nu-i deschis? Deschis. Ah, ok. Stai așa. Vrei să mergem undeva? Unde ți-am pus? Ce e acolo? Hai, du-mă acolo și îți vezi. Te duc? Cum să nu te duc? Să mă duci. O să vezi. O să-ți placă. Mamă, băieți, o să fie ceva romantic. Cu tine îmi place oriunde, măi, Selena. Așa, dă-i pe aici, ușor. Dă-i, dă-i, dă-i. Stai un pic, stai. Dă-i un pic mai în față. Oprește, oprește. Am oprit. Haide. Hai, bebe, urcă sus. Vin, vin acum. Haide, haide. Haide, haide, haide. Mai sus? Da. Dai. Deschide ușa, creștine. Mamă, ce întunere are, Hai, vino. M-a adus acasă, băieții. Ce înseamnă asta? Eu sete de mor. Haide. Gata? Da. Mamă, ce rapid ai fost. Așa. Eu credeam că facem și noi ceva. Ai și zic. Eu credeam că ne-am prietenit și noi mai bine. Mergem și până la... mergem și până la magazin, dacă vrei. Că trebuie să mă schimb. Mergem, sigur că mergem. Aola, ce mai pot fac? Mai poți scoburi? Nu prea îmi plac scările astea. Te descurci? Cu ce anume? Să cobor, mie nu prea îmi plac scările astea, sincer. Bă, dar ce cu strănutul ăsta, mă, din vine, mamă, ce frumos se vede. Miami Beach, bă, cum se vede jocul ăsta, bă, băieți, bă. Șmec, e rău de tot, GTA-ul ăsta. Pe grafică, pe astea. Hai, până la un magazin de haine. Mergem, măi, cum să mergem?
Ți-ai pus centura? Da. Dar ce vrei să mai faci? Ce vrei să te schimbi? Într-o rochie. Oh. Mergem la o petrecere. Ce petrecere? 133. Acolo s-au dus și băieții. De unde știi? M-a sunat, mi-a dat mesaj italian. Aola, hai că m-am și Gina. Mă, pe mine nu mă sună nimeni. Te-am sunat să știi. Stai mai puțin. Alo, da? Oi, ne tu? Mamă, asta e runda 2 în care trebuie să așteptăm aici. Vreți să știți cât am așteptat prima dată, gen. Ideea e că o să facem așa o mică pauză și na, revenim. Am crezut că este, dar nu prea e și băieți, așa că o să mai așteptăm puțin. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram. Trebuie să vă arăt aici Instagram-ul meu și cine mi-a dat ultima dată follow. Avem un follow de la... mamă, nu știu ce nume are, sincer, uitați-vă și voi. Acum 2 ore. Trebuie să-mi dați un follow. Mă găsiți aici pe profilul meu. Pericol Gaming. Aștept pe toți să-mi dați un mesaj pe Insta, un share când fac live pe story. Mamă. Am meritat pe deplin această așteptare. Haide. Aolo, mi se face rău. Bine să leșim cât te văd. Mm-hmm. Unde mergem acum? 600 sau unde era? Ți-am pus acolo. Mamă. E clubul ăsta de aici? Da. Se dă o petrecere. Da, stai. Hai, scobrăm. Stai, nu te dă jos. Stai să parchezi și o mașină aici. Da, s-o aici. Mamă, dar e nerăbdătoare să ajungă în club. Crezut și eu că intrăm amândoi, dar a luat-o înainte, gen, că e rușine cu mine. Când începe muzica, e clar treaba. E mare petrecere, ce ești nebun. Pornește acum, oprește melodia. Ai cu casetofon aici, gen. Hai compania. Okay. Expert production. Vreți o strească să oprim episodul aici când începe petrecerea? Și probabil că o să-mi iau, adică nu probabil, sigur o să-mi iau copire sau ceva dacă o să las melodia aia să se audă. Așa că o să ne băgăm frumos la un dans ceva. Ca să ne avem ceva emoții. Dans, emoții, dans, slow dance și așa un slow dance. Hai că-mi place aia dacă e. Că nu-l aud pe ăsta ce zice. Ce spui, domnul? Dance slow. De ce nu merge, mă, frate, să danseze slow? Așa, ce, hai, asta-i. Băieți, vă mulțumesc pentru episod aici, pentru vizionare.
Mă bag aici cu băieții la petreceri, iar noi ne auzim mâine dimineață la un următor episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like.